Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 5 din testul 2 de antrenament Evaluare Națională 2021. Pe parcursul acestei rezolvări vom recapitula relații metrice în triunghiul dreptunghic și anume vom recapitula teorema unghiului de 30 de grade, valoarea tangentei într-un triunghi dreptunghic, și apoi vom recurge și la aproximarea numerelor reale. Așadar, în figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, dreptunghic în A, cu măsura unghiului ABC de 30 de grade. Perpendiculara din A pe BC intersectează ipotenuza BC în D, astfel încât AD este egal cu 2 radical din 3 centimetri. Paralela prin B la AD intersectează dreapta AC în punctul E. La punctul A ni se cere să demonstrăm că BE este egal cu 8 radical din 3 centimetri. Bun. Ni se spune în ipoteză că BE este paralel cu AD. Și BC este secantă. Așadar, putem afirma că unghiurile ADC și EBC sunt egale, ambele având măsura de 90 de grade, ele fiind unghiuri corespondente. Deci, și triunghiul EBC este dreptunghic. Dar noi știm că ABC este 30 de grade. Așadar, rezultă că EBA, unghiul EBA, are măsura 60 de grade. Dar unghiul EAB este de 90 de grade, deci și unghiul BEA va avea măsura 30 de grade. Așadar, ne întoarcem în triunghiurile dreptunghice pe care le știm și aplicăm de două ori teorema unghiului de 30 de grade. Și anume, în triunghiul BDA dreptunghic, din teorema unghiului de 30 de grade rezultă că AD, cateta opusă unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză, deci AB supra 2. Așadar, AB este egal cu 4 radical din 3 centimetri. Ne încadrăm apoi în triunghiul dreptunghic BAE și, de asemenea, din teorema unghiului de 30 de grade rezultă că AB este egal cu BE pe 2. Deci, de aici tragem concluzia că BE este egal cu 8 radical din 3 centimetri, ceea ce trebuia să demonstrăm. Sub punctul B al problemei ne cere să demonstrăm că perimetrul triunghiului BCE este mai mic de 38 de centimetri. Din ipoteză și de la punctul A știam că măsura unghiului BAC e 30 de grade, BEC tot 30 de grade, AD este 2 radical din 3 din ipoteză, am arătat că AB este 4 radical din 3 și BE 8 radical din 3. Așadar, ne încadrăm în triunghiul BCE, care am arătat la punctul A că este dreptunghic. Din teorema unghiului de 30 de grade, rezultă că BC este egal cu CE pe 2. Însă noi nu-l cunoaștem nici pe BC, nici pe CE. Așadar, în triunghiul BCE facem de exemplu tangentă de BEC, care este egal cu BC supra BE, cateta opusă pe cateta alăturată. Tangentă de 30 de grade, radical din 3 pe 3, este egal cu BC supra 8 radical din 3. De aici rezultă că BC este egal cu
8 radical din 3 ori radical din 3 pe 3, adică 8 cm. Dacă BC este 8 cm, rezultă că CE este dublu, conform a ceea ce am scris mai sus, adică 16 cm. Perimetrul triunghiului BCE va fi egal cu BC plus CE plus BE, adică va fi egal cu 8 plus 16, 24 plus 8 radical din 3 cm. Ceea ce ni se cere este să arătăm că acest perimetru este mai mic de 38. Deci vom scrie 24 plus 8 radical din 3 mai mic decât 38, echivalent cu. Să vedem dacă este adevărat sau nu. Scădem 24, 8 radical din 3 mai mic ca 14, echivalent cu, ridicăm la pătrat, 64 ori 3, 192, mai mic decât 196. Adevărat. Așadar, perimetrul triunghiului BCE este mai mic de 38 de centimetri. Și astfel am demonstrat ceea ce ni se cerea. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!